micuță de ziua ta. Vreau să-ți râde inima, vreau să te găsesc în prag, cu brațele întinse larg, iar eu prin roua ochilor. Dragii noștri, de această dată ne aflăm în Scânteia cu o surpriză frumoasă pentru domnul Valeriu, care astăzi este sărbătorit. Împlinește frumoasa vârstă de 88 de ani, iar noi mergem să-l surprindem și să-i urăm un călduros la mulți ani. Ne primiți la dumneavoastră? Da! Deci măcar când sunteți sărbătoriți, nu stați să vă odihniți, domnul Valeriu. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Noi suntem echipa Surprize la domiciliu Iași. Da. Astăzi dumneavoastră știm că sunteți sărbătorit. Împliniți 88 de ani. Da. Venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag. Da. Și am să vă întreb, dar cum vă bănuiți dumneavoastră? Cine v-a pregătit această surpriză? Mica Felicia. Așa credeți dumneavoastră? Da. Ia să fie oare? Doamna zice că ea este. O să aflăm imediat împreună. Să știți că din toată inima și-a dorit să vă sărbătorească astăzi. Și-a dorit să vă mulțumească pentru toate eforturile care le-ați făcut. Pentru că i-ați acceptat în viața dumneavoastră. Pentru că le-ați fost chiar ca un tată. Și să știți că este foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce ați făcut dumneavoastră. Eu să știți că noi o să vă cântăm înainte de toate un la mulți ani. Ca să simțiți dumneavoastră că sunteți sărbătorit, după care o să aflăm și ce are astăzi să vă transmită, pentru că mai avem și un mesaj pentru dumneavoastră. La mulți ani vă spunem, domnul Valeriu. Iar acum să lăsați tortulețul ca să nu vă fie greu. Așa. Iar acum să știți, domnul Valeriu, că noi pentru dumneavoastră mai avem și un mesaj de transmis din partea celor care astăzi din toată inima și-a dorit să vă sărbătorească. A scris aici câteva rânduri și le-a scris din tot sufletul pentru dumneavoastră. Cu fiecare an care trece, devin tot mai recunoscătoare pentru că te am în viața mea. Nu contează că nu suntem legați prin sânge, pentru că tu ai fost mereu acolo pentru mine, ca un adevărat tată. Ai investit atât de multă grijă, iubire și timp în creșterea mea și a tuturor celorlalți cu aceeași grijă necondiționată. În fiecare zi mă simt norocoasă să te am în viața mea și nu pot decât să sper că următorii ani vor fi la fel de binecuvântați ca ceilalți. Îți doresc sănătate, bucurie și multe momente minunate alături de noi, familia care am construit-o împreună. Cuvintele nu pot exprima cât de mult însemn pentru mine. Faptul că ești tatăl meu, ai fost mereu acolo pentru mine, m-ai învățat, m-ai ghidat și m-ai susținut în tot ceea ce am făcut. Ai fost acel far de lumină în momentele întunecate și acel zâmbet cald în cele mai fericite clipe ale vieții mele. Cu fiecare an care trece, apreciez tot mai mult ceea ce ai făcut pentru mine. Ești un exemplu de devotament și dragoste. În această zi specială îți doresc sănătate, fericire și împliniri în continuare. Să știi că mi-este foarte dor de tine și de mama și abia aștept momentul când mă voi întoarce acasă să vă iau în brațe. Ești și vei fi mereu tatăl meu iubit. Cu dragoste și recunoștință, Ica și ginerile Vasile. La mulți ani! Mulțumim! Să rămânem, Doamne, Dumnezeu, Maica Domnului, să aibă grijă. Să știți că este foarte greu, că astăzi nu este aici aproape de dumneavoastră. Da, dar o să ajungă, o să ajungă și dumneavoastră cât mai curând. Pentru că ne-am povestit atâta drag și atâta dragoste de dumneavoastră. Iar acum, dacă ați avea să spuneți și dumneavoastră ceva. Eu era mic. Eu mai bătem și le duce mâncare. El a fost mai apropiat față. Putea de câte atât de-a doilea. Așa este. Foarte bună, cu minți.
Iar acum, domnul Valeriu, aveți să-i spuneți ceva Icăi, să-i transmiteți ceva? Mulțumesc, sănătate și mai bine. Să ai grijă de ei și de Vasilis și așteptăm să fie lângă noi și vedem. Da, să știți că a spus că vine cât mai curând acasă. Așa i-a spus, da. Iar acum să știți că noi pentru dumneavoastră mai avem și o melodie pregătită din partea fetei care dorește să o ascultăm împreună. Lacrimile cu siguranță sunt de bucurie. Aveți copii care, chiar dacă sunt departe, vă iubesc, vă apreciază foarte mult. Și o să ajung cât mai curând aici aproape de dumneavoastră. Ai dus tată un an și să stau departe nu puteam. Mi s-ar fi rupt inima să nu fiu acasă de ziua ta. S-a mai dus tată un an departe nu puteam. Mi s-ar fi rupt inima să nu fiu acasă de ziua ta. Tată, astăzi ziua ta ți-am adus dar lucruri multe și mărunte, dar sunt în zadar. Ți-aș fi dat, dar nu se poate ce n-aș fi vrut eu. Ani mai mulți și sănătate să trăiești vă spunem. Mulțumim. Sănătate multă vă dorim. Dumnezeu să vă dea sănătate. Să vă bucurați de toți cei dragi ai dumneavoastră și cu Doamne ajută să-i aveți aici aproape, că asta este cel mai important. Și 88, eu am 82. Mulți, mulți înainte și toți sănătoși, pentru că copiii au nevoie de dumneavoastră. Și asta e, pentru asta trebuie să luptați.